Bun găsit, prieteni, la De ce se întâmplă? Sunt Dan Ciucuiu. Dacă în emisiunea trecută am vorbit despre munte, în general, și despre munții Făgăraș în particular, alăturarea emisiunilor este absolut întâmplătoare. Astăzi vom discuta cam tot despre același lucru, dar prilejuit de un jubileu al unui club de turism și ecologie pe numele său Transmont, care acum 18 ani lua ființă. Discutăm acest lucru cu domnul Nicolae Mercurean. Am uitat să întreb mai de emisiune, care este titulatura oficială de președinte al clubului? Președinte. Președinte al clubului. Bine ați venit în emisiune. Bună ziua, dumneavoastră și celor care ne urmăresc. Și la mulți ani cu ocazia majoratului. Da. Domnule Mercurean, suntem în 2000 și întrebarea mea, normal că este un jubileu, este un prilej de rememorări, de bilanțuri, de ce am făcut bine, ce puteam să mai facem, ce n-am făcut bine. Ei, eu vă întreb, ne mergem la punctul zero, când, cum și cu cine ați pornit la drum. Pentru că ce va anima este absolut clar dragostea de natură, dragostea de munte. Păi s-a întâmplat că în Făgăraș să existe un club, Clubul Alpin 2000, care a avut o viață scurtă și unul dintre membrii clubului respectiv l-a rugat pe domnul Socol să-l ajute să nu desfințeze clubul. Domnul Socol m-a rugat pe mine și asta a făcut Sfânta Treime, care și acum suntem împreună și acum după 18 ani. Așa, și am zis da, dar cu condiția că în 2 ani de zile eu să mă retrag, pentru că aveam atunci alte priorități. Da, făceam politică pe vremea aia și așa. Și v-a trecut. Mi-a trecut. Aia v-a trecut. Mi-a trecut și au trecut 18 ani. Deci, viața lungă. Pe site-ul transmont.ro apare acolo o decizie în care clubul Transmont Făgăraș, pe data de acolo de data 21 octombrie, mi-a spus că data oficială este 25 octombrie, coincide cu ziua Forțelor Armate, în care ați fost declarați persoană juridică. Juridică. Organizație non-guvernamentală. Cam care era atunci organizarea și cam care este acum? Este vreo diferență? Mă rog, sunt convins că sunt mai mulți oameni care participă. Sau cum? Care sunt cei permanenți? Deci atunci am plecat cu 14 oameni la început. Echipa de conducere de pe vremea aceea era Ciutac Petre, președinte. Eu eram vicepreședinte, Popa Viorica, care și acum este secretar general al clubului, și domnul Socol, care era doar membru, dânsul n-a vrut să se implice la nivel de conducere. Uh-huh. Așa. Acum, după 18 ani, suntem cam tot pe acolo. Deci, cu diferența că vicepreședintele clubului este doamna Gabriela Pormolea, care ne salută din Anglia de obicei, pe net ne ajută, așa, vicepreședinte este domnișoara, secretar este tot doamna Popa Viorica și mai avem pe încă două domnișoare care sunt încă mai sunt membri în Consiliu. Daria Lascu și Diana Chiriloiu. Și mai avem pe domnul Ciutac Petru, care și el este membru în Consiliu cu drept de vot. Asta a fost un aranjament al nostru. De obicei, grupurile de conducere se fac din 5 persoane sau din 7 sau din... Da, să fie impar. Este cu noi, că a revenit la matcă și am zis că să-l preluăm. Domnul Socol s-a lăsat de activitate, dar ne întâlnim, discutăm, nu e problemă. Este lângă noi. Cum faceți în momentul în care veți să pregătiți o acțiune, o întindeți antenele din om în om, aveți oameni, punct de oameni de contact sau cei care sunteți în conducere contactează alții ca să popularizeze evenimentul, ca să se adune tinerii sau iubitorii de munte pentru o acțiune anume? Sau e un specific legat de fiecare acțiune cumva? Deci noi am avut... De obicei, am lucrat cu copiii din școli. Și am zis că să le clădim dragoste de natură și acum mai nou a apărut chestia asta cu voluntariatul, care de fapt nu se face corect. Deci voluntariatul e cu totul altceva.
și se face în altă zonă. Mergem în școli, discutăm cu ei, discutăm cu profesori, avem un grup de profesori care lucrăm aproape în permanență cu ei și stabilim programul pe anul următor. După asta, la discuții cu domnul Bros de la ANSV Victoria, stabilim niște ieșiri în munte, marcaje, reparații de poduri, diverse. Uh-huh. Așa. Am lucrat foarte bine cu salvamontul, nu am avut probleme niciodată. Și mai avem niște grupuri, niște asociații cu care lucrăm mai apropiat. Atitudine din Râșnov, care e o somitate în, uh-huh, în alpinismul românesc. Așa, și cu Jump Adventure din București, care are zona cheile Râșnoavei, cu, uh-huh, toate ce e acolo, da, trasei de cățărare, Via Ferrata și așa, uh-huh, mai departe, Tiroliene și așa mai departe. Și am lucrat foarte bine cu o formație din București. Îmi scapă numele acum, că, uh-huh, dacă de când de 30 ani nu am mai avut acțiuni și așa. Uh-huh. Dar de fapt este fostul Metrorex. Care, da, 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 da. Așa. Și cam așa, și facem asta. Și, pe urmă, ce propun membrii? Hai să facem o excursie, facem pentru asta, pentru after school, uh-huh, așa, facem excursii, ne ducem cu copiii din școli, îi ducem, îi prezentăm diferite trasee, cu autobuzul pe jos, uh-huh, divers. Amintiți-vă câteva acțiuni reușite pe care le-ați întreprins cu Transmont. Ați enumerat deja anumite lucruri, anumite domenii și ecourile care le-au stârnit în comunitate, în cei care au participat și care sunt convins că s-au rostogolit ca bulgăre de zăpadă, au fost din ce în ce mai mulți și mai dedicați legat de aceste evenimente. Perioada cea mai prolifică a clubului a fost în perioada 2010-2014. Bine că și înainte ne ocupam cu altceva, deci perioada dinainte făceam foarte multe marcaje turistice. Uh-huh. Aproape din 2000 și până în 2010-2011, partea estică a masivului Făgăraș era susținută de club cu copii. Uh-huh. Și făceam și ture și marcaje și așa mai departe. Dar din 2010 am găsit o altă dezvoltare, ștafeta munților, un campionat național de acțiuni montane, deci cu raid montan, cu cățărare, cu alpinism, de fapt, nu cățărare, uh-huh, și cu mai multe probe din astea tehnice. Acolo am ajuns prin domnul Popescu de la Altitudine. Deci, uh-huh, domnul Popescu ne-a invitat la Râșnov Adventură 2010. Noi eram la început atunci, uh-huh, nu știam de ce e cățăratul pe munte, pe stâncă sau chestiile astea, așa mai departe. Dar am avut un grup foarte bun de fete, uh-huh, care curajoase și care au pus, s-au implicat foarte tare. Și atunci, și cu am lucrat cu niște voluntari de la Forumul German. Deci cu cele trei fete de la Forumul German și cu grupul nostru i-am bătut pe toți. Atunci am spulberat și pe Altitudine și pe Jump Adventure și așa. Ia câte. Așa. Și am câștigat prima etapă în campionatul național de cățărare, de raid montan, care pentru mine a fost un declic. Pentru cei care ne urmăresc și nu sunt în temă, cum nici nu prea sunt eu, bănuiesc doar, ce înseamnă raid montan? Deci raid montan înseamnă deplasarea într-un teren variat, cu într-o marjă de timp stabilită. Uh-huh. Și deci asta cred că presupune inclusiv alergat pe anumite porțiuni, să și alergă, dar chestia e că trebuie să și orientezi. Uh-huh. Deci terenul nu-l cunoști, nu-l, da, știi. Te duci în teren, ai intrat în teren și trebuie să urmărești terenul și, uh-huh, să vii la în timpul cel mai scurt. Noi ne-am inspirat la chestia asta dintr-o acțiune a Amicii Munților de la Sibiu, uh-huh,
care avea pe vremuri un concurs Goana Lupilor, așa se spune. Uh-huh. Goana Lupilor înseamnă că o formație de 5 persoane mixtă, așa, se deplasează între ei, dar nu lasă pe nimeni în urmă. Lupul nu lasă nimic în urmă. Deci, uh-huh, așa e fricul și morții. Dacă da, nu poate, îi mănâncă și pleacă că îi mănâncă. Nu, și, deci noi așa am stabilit. Echipajul pleacă compact și se întoarce compact. Uh-huh. Deci, da. Trebuie să fie toți la același nivel de la rezistență fizică, de pregătire. Da, da, da. Atunci, asta a fost declicul. Pe urmă am fost la campionatul național de cățărare la stâncă, tot în Râșnov, unde la categoria de juniori 18 am luat locul 1 și 2 pe, pe țară. Și de acolo a început să le placă cățăratul la... Da. Și ne-am înscris la ștafeta munților, unde în 2013 am luat locul 4. Dar am luat locul 4 pentru că n-am putut să ne deplasăm la două concursuri, pentru că n-am avut bani. Dacă mergeam și la cele două concursuri, probabil că îl câștigam campionatul. Da. Asta este. Astea ar fi vârfurile. În plus, câteva sute de elevi și copii care și acum merg pe munte. Cam asta ar fi. Și, bineînțeles, longevitatea asta. Bun, asta ca ultimii 5 ani am cam tras-o cu sfoara, că banii sunt tot mai puțin, tot mai greu de găsit. Da. E de înțeles. Dar părerea mea și cred că și a dumneavoastră este cu cât mai mulți copii tineri sunt atrași spre munte și spre mișcarea în aer liber, este un câștig care nu poate fi măsurat în niciun fel în bani. E sănătate, este conștiință civică, este tot ce vrei. Spuneți-mi, vă rog. În 2011 m-am prietenit pe Facebook cu Solomon, cu Gabi Solomon de la Romarator. Și unul dintre o cunoștință din Franța mi-a zis, băi, nu facem cine ceva acolo în țară, la noi, la Făgăraș, o alergare, o ceva, un cross, o chestie sau așa mai departe. Și mi-a zis, măi, hai să facem. Dar singur nu, mă bag că nu, nici nu sunt de meserie și nu... Gabi traversa România atunci în alergare, în supermaratonul ăla de 600 de kilometri și l-am așteptat aici în parc cu un suc și un baton de... Energizant, da. Am explicat, zic, uite așa, pauza aia mică de 2-3 minute cât a stat aici, am explicat, uite, aș vrea să facem și noi ceva. Ce nu te prostii, dacă faci, fă un semimaraton, cel puțin. Da, mi-aduc aminte de acea. Da. Și le-am făcut. Am făcut 3 bucăți. Am făcut în 2011, unde a fost participare destul de bunicică, dar oricum nu ne eram cunoscut. În 2012 am făcut de la Breaza la Făgăraș. A fost mult mai bine și am avut și câteva nume din astea mai cu greutate. Dar Cernea, am avut o japoneză care a alergat aici, Ioana Sabău, de la Clubul Steaua. Da. Câteva nume care au fost aici, așa mai departe. Deci, culminant a fost în 2013. Am venit de la Cincu, peste deal, pe la Bohut și am venit la Făgăraș. A fost cel mai tare semimaraton care s-a făcut în zonă. Așa spuneau ei. Da. Și am avut în permanență 70, 80, 100 de ieșiri pe presă, adică... Da. Foarte frumos. Din, și s-a dus. Da, s-a dus, din păcate, da. Calendarul alergărilor este destul de bogat, știu asta pentru că am un membru al familiei care alergă și aproape în fiecare weekend sunt alergări, unele cu tradiție, că le știu și de la el și cred că nu e ușor să te bagi, să intri în acest calendar și trebuie și susținere materială, sponsorizări consistente, pentru că sunt niște cheltuieli totuși. Cheltuieli de deplasare, masă, cazare. Absolut. Noi avem aici un grup, acum avem un grup de alergători foarte buni, care s-au lipit de clubul nostru, parcă în lipsă de altceva. Unul este membru al clubului nostru, deci e vorba de Lavinia Șulea și Matei Vlad și mai nou îl avem pe un puștan Stoi Alexandru.
Primii doi sunt undeva pe sus, Minelită, deci... Da, a se popularizat ultima isprava la Vine și Ulea chiar pe Facebook. Deci da. Cu o accidentare destul de gravă. Uh-huh. Să iei locul 3 la o categorie tare, categoria 34 de ani. Da, e ceva. La 38 de kilometri. Este ceva, sigur. E destul de mult. Și dacă e sănătos, dar minte dacă e și accidentat. Așa s-a alergat sub 5 ore. Da. Este deci, ceva. Da. Revenim la urcatul pe munte și acum ca un om care ați trăit în preajma muntelui și pe munte și ați îmbătrânit pe munte, se poate spune, spuneți-mi un pic, observați o schimbare de tipologie, dacă faceți o comparație cu tinerii care urcau pe munte înainte de 89, când eram și noi mai tineri, și cu cei care sunt acum, e o schimbare în tipologia lor sau iubesc muntele și unii și alții, asta e de înțeles, dar cum să zic, că erau mai responsabili cei de dinainte, sunt cei de acum puțin mai inconștienți. Bine, atunci nici nu erau atât de popularizate accidentele montane cum se întâmplă în perioada acum și parcă sunt din ce în ce mai multe. Sau sunt oameni care urcă, tot mai mulți urcă pe munte și se întâmplă și aceste lucruri. Deci și în perioada aceea era cam în același fel cum e acum. Uh-huh. Deci majoritatea urcau la cabană pentru sâmbătă și duminică, plecau duminică după masă, sâmbătă după masă și stăteau până duminică seara și își mai refulau puțin. Așa. Și văd că și acum se cam revine la chestia asta. Acum, diferența este că atunci se ducea și se făcea, că n-aveai ce faci, efectiv. Da. Acum văd că aproape în toate cabanele se fac chefuri, șuiete, cântări. Deci, așa, și am un grup foarte mare de prieteni care merg pe munte, cu care discutăm și așa. Și să știți că e cam în jură. De ce? Deci, la Făgăraș și, păi, cum să fac moldoveanul, de exemplu, o întrebare. Da. Mă întreabă cineva cum să fac moldoveanul cel mai ușor. Și am explicat că cel mai ușor e prin turnuri. Da. Te duci în turnul, stai o noapte, a doua zi ai făcut moldoveanul, te-ai întors și coborâi, deci nicio problemă. Găsești și cazare, dacă nu în turnul găsești în Pădragul, da. E o chestie mai simpluță. Așa. Și zice, dar de ce nu sâmbătă? Păi zice, dacă nu nimerești chef. Sâmbătă și duminică, a doua zi ești mort. Da. Dacă tot în noaptea nu poți să dormi sau nu, așa mai departe. Și să știți că cam asta se întâmplă. Am văzut că acum s-a transferat și pe Buceci. Cam, cel puțin Bucegi a fost, totdeauna a fost mai... Da. Altfel decât. Pe vremea noastră, atunci, pe vremea când am început noi să facem munte și așa, erau multe cabane. Așa se e. Mai împărțeau oamenii. Mergeau unii, mergeau în sâmbătă, mergeau în Urlea, alții mergeau în turnuri. Deci aveam trei cabane aici și mai era Fata Pădurii jos. Exact. La bază mai era cabana Arpași care era peste vale acolo. De fapt era o casă de vânătoare mai mult decât la... Da. Și se mai împărțea lumea, nu era așa grupată, așa era. Și era mult mai atenți. Și salvamonții avea puteri mai mari. Îți țin minte că am luat toți oamenii de 300 de lei pentru că n-am vrut să-mi schimb bascheții cu bocanci. Da. Mi-a zis, ia-ți bocanci, nu că eu mă duc în basket. Și acasă când am venit, am găsit hârtiuța în poștă, da. 300 de lei amendă că... Da. Mi-a luat numele din catastriful cabanei, adresa, tot. Ați adus vorba și iată, mi-am adus aminte ce spunea domnul Vros, că înainte exista obligația că în momentul când te înscriai la cabană, ca și la hotel, și spuneai unde pleci de acolo. Acum am înțeles că nu mai e obligatorie această prevedere, care dădea celor care, domnule, dacă n-ajungeai într-un timp de sau nu se știa de tine, plecau în căutarea ta. Exact. Acum nu mai e obligatorie treaba asta și e mare păcat. Și... Deci pe vremea aceea era o catastrofă ăla de... pentru că se urmăreau străini în general. Să știe cât străini sunt în zonă și așa mai departe. Dar era obligat să scrie. Am plecat la ora 8 din zic Pădragul și mă duc spre Sâmbăta. Da. Sau mă duc în partea cealaltă spre Bârea. Sau așa mai departe. Și mai era încă o chestie foarte simpatică care mai toți montaniazii trăgeau de ea. Era vorba că trebuia să-i ții chitanța. De la cabana Pădragul, de exemplu, să zicem Bârea să prinzi loc la culcare.
pentru că cazările se făceau în funcție de chitanțele pe care le prezentai la soție. Da. Deci era mult mai organizată chestia. Uh-huh. Aveau, cum să zic eu, aveau o legătură asta între ei. Deci discutau între ei pe stații radio. Uh-huh. Vezi că mi-a plecat 10 ani și au ajuns la tine sau... Da. Sau după ce suna la băi, dar ce fac că nu mai vin? Iar e adevărat, da. Deci era o chestie care... Nu, uh-huh. Acum nu mai există. Poți să sun la cabană că... Da. Vedere, și cabanierul se uște și zice, dacă zice... Zice, băi, dar voi unde vă duceți? Da. Deci eu la turnul își făceam altfel, eu îi puneam să semneze. Uh-huh. Pleci, am pus o placă mare deasupra, au zis că am acolo cabanierul, te rog de salva mântis. La revedere, nu se discută. Da. Nu faci ce zic eu, poți să te duci în sus sau în jos sau... Da. Da. Cine vrea să asculte, să înțeleagă. Cine nu, e pe pielea lui și vede ce înseamnă să nu ții cont de anumite lucruri de la oameni care au o experiență. S-au apărut mari ghizi care sunt făcuți acum în serie. Se fac școli de ghizi prin București acum pe toate cărările. Uh-huh. După ce termin școala de ghizi, pe Facebook plec la Moldoveanu, ne întâlnim în Gara de Nord. Uh-huh. Și ajung în loc de Gara de Nord, ajung la morgă sau la urgență, sau așa mai departe. Da. Deci nu e în regulă. Aici trebuie pus un pic de ordine, dar deocamdată nu mă bag, nu-i, da, nu-i da. Treaba mea. Deși cine știe să țină cont de sfaturile celor mai în vârstă sau măcar din experiența nefericită altora, știe cam ce trebuie să facă și am detaliat cu domnul Bros în emisiunea precedentă cam ce ar trebui să facă cineva care să urce pe munte. Riscuri există chiar și dacă anunți, chiar și dacă pleci cu un însoțitor cu experiență, riscurile există, tocmai de aceea nu e bine să le minimalizezi și nici să-ți supraapreciezi forțele. Natura în general suferă niște mutații dramatice și vedem cum s-au răsfrânt deja asupra climei cu schimbările astea climatice extrem de bruște și de deconcertante așa pentru orice om care își aduce aminte cum a fost septembrie, chiar cu ninsoare și acel un fric de temperaturi negative chiar și aici jos, în Făgăraș, nu chiar în vârful muntelui. Octombrie a fost frumos, dar acum iar că pare să răcește. Mă rog, au avut inundații în decembrie, au avut ninsoare de Paști. Da. Cum priviți, evident, cu tristețe și cu revoltă, schimbările care le vedem aici, le vedem și în toată România cu defrișări montane, cu acele microhidrocentrale care au distrus cursurile de apă, cu refugiile, asta care ține, bine, toate țin de om, că tot omul le face, cu refugii distruse, cu cabane care, ca urle, acum se pare că niște oameni entuziaști încearcă să o refacă. Deci pe turiștii needucați care lasă mizerie pur și simplu. Urlă e o poveste mai complicată. Da. Aia trebuie discutată în alt context. Exact. Acum în contextul ăsta despre care vorbim. Deci eu în perioada 2009-2012 m-am implicat foarte tare împreună cu un prieten din Sighișoara. Nu-i dau numele că... Așa? Mm-hmm. Nu i-am cerut voie. Da, așa. Așa și cu un grup de specialiști de la WWF. World Wildlife Foundation. Așa. Bun. Și ne-am ocupat atunci, noi plângeam foarte tare pentru râurile din Făgăraș. Și începuse să apară microhidrocentrale. Și prima microhidrocentrală care a apărut pe Sebeș. Mhm. Am aflat de la Dan Păvăloiu, culmea. Deci noi de aici, în zona, am aflat de la Dan Păvăloiu că se fac hidrocentrale pe Valea Sebeșului. Și până m-am început cascada care așa mă departe. Bătaia a fost destul de dură. Nu ne-au înțeles oamenii atunci. Și probabil că acum se gândesc foarte mult la asta, că văd că pe net acum se discută foarte, foarte tare. La propriu cu asta, la faptii consumat și deci Am ajuns cu grupul ăsta de la WWF până la Comisia Europeană și am declanșat un infringement pe Valea Dejanului și Valea Vistișoarei.
care a murit. De fapt, nu știu ce se mai întâmplă. Cei de la VVE s-au retras. Am aflat din că lui s-a impus să se retragă. Și a plecat în măcină. Noi nu mai suntem interesați. Deci, țara asta, Făgărașul, este o zonă în care nu se mai prea bagă nimeni, nu știu de ce. Și care se bagă, se bagă doar așa, ca să își facă ceva anume, că, vezi, Doamne, venim în pădurile, în munții Făgărașului. Noi avem și dezavantajul că partea muntoasă a munților Făgărașului este foarte lindă și foarte, foarte calmă. Uh-huh. Zona de abrupt se află la Sibiu. Deci, de la, uh-huh, începând cam de la Pădragu și până după Negoiu. Uh-huh. După cabana Negoiu. Acolo e marele abrupt, care, da, e, de fapt, cel mai spectaculos. Noi avem niște văi frumoase. Da. Și asta era spectacolul nostru. Asta era bucuria noastră. Duceam foarte mulți turiști, veneau foarte mulți turiști să vadă văile. Și cum spuneam într-un interviu, am luat-o. Așa am zis, am zis, un turist nu vine să vadă stâncă. Vreau să vadă, să vadă un râu, să vadă o pădure, să vadă o floare, așa, să vadă un anume sălbatic. Deci, nu, așa. Și noi suntem foarte prost la capitolul ăsta. Uh-huh. Foarte, foarte prost. Pe toate văile se taie în prostie. Ce s-a tăiat, s-a tăiat, nu mai... Toată lumea zice că se va regenera. Se regenerează la 10, 15, 20 de ani. Absolut. Nu, plantări nu s-au făcut decât foarte, foarte puțin. A apărut chestia asta cu voluntariatul la plantări. E o mare prostie. Pentru că acolo sunt să acoperă niște lucruri. Deci, romșiva au bani pentru plantații. Deci, la când cumpăr un parchet, plătește niște bani pentru replantare. Da. Nu. Păi dacă eu mă duc și fac voluntariat și plantez pădurea, la ce face cu bani? Da? Iar e adevărat. E o chestie. Și asta acum e scandalul foarte mare. Văd că nici guvernul ăsta nu... Cu cealaltă, cu doamna Palmer, aveam niște discuții foarte... Efectiv ne certam, nu așa. Râdeau și cu asta basta. Nu vor. Nu, și nu înțeleg. Nu înțeleg de ce. Deci, la momentul de față, noi aici, în zona Făgărașului, nu prea mai avem ce arăta. Da. Din punct de vedere... Natura deci, toată lumea, cum... toată da. Lumea zice, doamne, că avem trasee turistice, avem la pe ce? Ce să vezi în ele? Sau, de exemplu, dacă pleci în zona și te duci să faci o creastă, că majoritatea acum s-au am început să meargă cu cortul sau din refugiu sau așa mai departe. Nu avem cabane și așa. Ce se vadă? Trec prin zona noastră ca vijelie. Să nu depășească că nu am mult. Să duc în partea cealaltă, să vadă Albota, să vadă Arpașul Mic, să vadă. Asta e. Zona de alpinism nu avem. Da. S-a dus. E mare păcat, sigur, și să sperăm că, știu eu, lucrurile nu s-au degradat ireversibil, deși avem veșnic, zilnic avem exemple și din alte zone și de aici că lucrurile se pare că au dat un făgaș fără întoarcere. Încercând să terminăm într-o notă mai optimistă, spuneți-ne despre sărbătorire sau vă întâlniți pur și simplu așa sau, și despre proiectele din viitorul apropiat. Noi avem un grup de prieteni cu care lucrăm. Nu ne întâlnim prea des. Așa, dar când trebuie ne întâlnim. De fapt, acum am avut concursul ăsta de la Drăguș, care am încercat să reluăm concursul care l-am făcut până în 2012 și am reușit să facem un concurs frumușel cu rezultate bunicele. Așa. Și acolo ne-am reîntâlnit. Și am zis, Doamne, pe 25 ne întâlnim să încheiem anul. Nu știu. Se pare că vin toți. Până acum avem 30 de confirmări care se vin la... Și discutăm cu profesorii, discutăm despre ce putem face cu elevii la școală, cu ceilalți ce putem să facem. Că să știți că de lucru este foarte, foarte... Sunt convins. Toate traseele turistice nu sunt curățate, nu sunt aranjate. Se poate face marcaje, se pot face tabere, vrem să reluăm chestia cu Râșnova, să vorbesc cu Popescu și să renodăm prietenia asta, deși de când ne-a murit fetița, atunci el nu prea mai...
Da. Poți discuta orice cu el. Și cam asta este. Deci, le scoatem, dar e greu. E greu. E greu pentru că nu sunt bani. Și proiectele se câștigă tot mai greu. Sunt niște ghiduri la proiecte de te perești. Să îndeplinești toate condițiile, da. Da. Chiar mâine sau pe mâine vreau să depun de contul la ăsta. Și m-am înțepenit la două rânduri. Trebuie să scriu două rânduri și nu știu ce să scriu acolo. Da. E complicat. Parcă să urci pe munte... Nici să urci pe munte nu este ușor. E o plăcere. Exact. E o plăcere. E mult mai frumos. Domnul Arhuram, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Vă urez cât mai multe aniversări de acest gen. Mulțumesc tuturor celor care au lucrat cu noi și care ne-au ajutat și în special sponsorul care am avut și sper să-i mai avem, cu care am făcut lucruri foarte frumoase. În general, cele semne maratoane să știm, dar rămas la suflete. Sper să, indiferent că e vorba de alergare sau de urcat pe munte, sau de alergare pe munte, cum am discutat de raide în montane, să mai avem prilejul să mai aflăm lucruri bune de la dumneavoastră. Vă urez sănătate și noi succese! Mulțumesc și dumneavoastră la fel și... Să ne auzim cu bine. Por la treabă. Vă mulțumim. Aceasta a fost emisiunea noastră. Sunt Dan Ciocoiu. La revedere. La bună audiție.